de Banat. Știrile circulă mai repede în Caraș Severin. Care am înțeles că nu a plătit în ultimele luni de zile mașinile care au fost, care au avut accidente și cei care au făcut asigurare alegând cea mai ieftină variantă, i-au oferit cea mai ieftină variantă și nu au plătit la serviciu, din ce sunt articole postate în ultimul timp. Și acum am avut surpriza că dânsul acolo a încheiat asigurarea și s-ar putea să... Deci mă aștept să văd ce se întâmplă mai departe. Și ce să faceți? Aștept să văd ce se întâmplă mai departe. O să încerc să-mi fac mașina pe dreptul meu, pentru că chiar nu am trebuit să ațineați nici cu dorința de a fi lovită la cap sau de a avea un genunchi umflat. Spuneți-ne cum s-a întâmplat de fapt accidentul. Mergeam drept, domnul aluneca și a venit așa alunecând frumos și s-a înfipt de trâmine. Am încercat să frânez, am vrut să trag stânga, mai era o mașină, deci intram eu și a durat doar o fracțiune de secundă. Deci alte reflexe, orice șofer ai fi, nu mai a putut să le ai. Am înțeles că a fost o persoană, o victimă, să zic așa, care a fost transportată. A fost dat dumneavoastră în mașină sau? Nu. Din mașina domnului. Eu mergeam spre servici. Este cu lei pe jos? Nu prea. Sincer. Dar na, nu este. Deci am frânat. Dacă eu am putut frâna, înseamnă că nu este atât de mult polei pe jos. Dar asta nu judec eu, este poliția care la fac la loc și constată. Aia nu mă amestec eu. Nu-i treaba mea mai departe. Mulțumesc! Asta e problema. Dacă eram pe linie de tramvai, poate era, nu știu, mai rău, poate. Nu știu ce să vă zic. A fost o tracție de secundă. Cel care a fost transportat la spital, a fost o victimă. Da, este fratele meu, are probleme la genunchi, nu știu care, stângul, dreptul. Acum se merge. Expres de Banat. Știrile circulă mai repede în Caraș Severin.